Mergem acum în capitala Franței, unde sute de fermieri au intrat cu tractoarele în Paris pentru a protesta față de restricțiile impuse la utilizarea pesticidelor și împotriva altor reglementări de mediu. Acțiunea agricultorilor francezi vine la scurt timp după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că statele membre ale Uniunii Europene nu au dreptul de a acorda derogări de la interdicția europeană privind tratamentul semințelor cu neonicotinoide, inclusiv în circumstanțe excepționale, invocate în special pentru a-i proteja pe cultivatorii de sfeclă. Mii de fermieri au ocupat la propriu capitala Franței cu utilaje agricole, în special tractoare de mare putere. Ei au blocat esplanada invalizilor din centrul Parisului la inițiativa principalului sindicat al fermierilor din Hexagon. Sindicaliștii susțin că importul de culturi din țări care nu trebuie să respecte aceleași restricții privind utilizarea pesticidelor amenință locurile de muncă din Franța. Reprezentanții fermierilor au discutat și cu ministrul francez al agriculturii, dar nu s-a ajuns la niciun numitor comun. În acest context tensionat, al treilea mare sindicat al fermierilor francezi, denumit Confederația Țăranilor, nu s-a alăturat protestului. Într-un comunicat de presă, acest sindicat de stânga a criticat organizarea unor manifestații de protest pentru a putea utiliza în continuare neonicotinoide și a refuza orice progres ecologic. Ultima mare mobilizare a fermierilor francezi a fost organizată la finalul lunii noiembrie 2019, când aproximativ 1000 de tractoare au fost scoase pe străzile de la periferia Parisului, blocând practic intrările și ieșirile din capitala Franței.